Peggy 12. Peggy 12. Bine v-am regăsit, dragi practic telespectatori. Ne-am chiar întors. Practic ne-am întors. Suntem ai voștri iubiți, Păsărel și Adi. Sau Shadow și Cristi. Shadow și Cristi. Bună seara, Cristian. Așa, avem Cocaine versus Gogu Lescovici și Starii versus DSN. Nu știm încă momentan care va fi meciul pe care vom... Meciul va fi Starii versus DSN. Se pare că știm. Starii și lasă-mă să-i prezint. Într-un colț, l-avem pe Story. De cealaltă parte, l-am avut deja pe stream. DSN. Așa. Așa, acum că ți-ai făcut rolul. Introducerea. Unde suntem? Shoot Money. Putem spune că toate meciurile vor fi de tipul Bo 3, inclusiv finala mare și finala mică. Vom da din semifinale doar Starii versus DSN, după aceea da, finala mică. Da, să vă juca simultan, cred, după care vom da, mare. Bineînțeles, să vedem locurile 3-4. O predicție, dragul meu, Adi.
Păi nu știu, deocamdată l-am văzut pe DSN, aș merge pe mâna lui. Eu a zice așa, un DSN câștigă cu 2-1 versus Gogu Lescovici în finală. Nu știm că Cocaine tocmai l-a bătut pe Chif cu 2-0 la Hărtești. Nu știm cum joacă Cocaine. Într-adevăr, da. Chif, care este un jucător de Quake Live. 2-0, da. 2-0, 2-0. Deci avem numai grei care se întâlnesc acum. Da, n-am văzut și noi un meci echilibrat. Probabil vom vedea când vor mai rămâne 4 echipe. 4 echipe, 4 jucători. Bine, ei își formează o echipă, tot. Încă mai așteptăm să intre. Sunt intrați, să vedem dacă... Da, intra și DSN. Trecem pe joc. Stai că momentan am impresia că nu se mișcă starii. Cred că au schimbat calculatoarele sau ceva și acum își testează mouse-ul și tastatura și chestii de genul ăsta. Se pare că starii... Este liniștea dinaintea furtunii, cum? S-a lăsat cu hai că începem, dar DSN se pare că nu vrea să converseze. Își continuă jumpurile. Stai că acum cred că s-a oprit să scrie. Am întrebat pe DSN dacă e ready, vedem. Nu știm fix ce se întâmplă acolo. Cred că cel mai indicat ar fi să probleme cu mouse-ul. Întrebăm pe Bouseman. Cel mai probabil. Păi nu știm dacă s-a început, pentru că nu a răspuns încă. Dar a început să se miște. Cred că s-a început. Vă reamintim, aceasta este o semifinală între DSN și Stari. Până acum toți jucătorii au... Și Stari văd că l-am urmărit nițel, știe să accelereze. Da, au ajuns în finală, au învins cu scorul de 2-0 la Hărți, bineînțeles pe adversarilor. Se pare că vom avea un match destul de plăcut acum, cum spuneai tu, Stari se mișcă și el foarte bine, DSN face acolo entry shot, încă n-a făcut entry kill. Stari este la o lovitură distanță de a muri. Și s-a apropiat foarte bine acolo, a reușit să-i dea două hituri. Două hituri. Și Stari începe foarte bine. A profitat de faptul că era în aer și l-a executat. Puțin că am apropiat de culorile astea, albastru cu purpuriu. Este un mov ciclam. Super. Frumos wall jump acolo, dar în jocul ăsta trebuie să restabilește și lovești, calitatea nu doar DSN. Teniști. Este 2-2 în acest moment, destul de strâns. După toate 2-0-urile care le-am avut până acum, poate vom vedea și noi un 2-1 la hărți. Sau măcar, i-a dat-o acolo în chiar dacă va și fi... de două ori, frumos DSN preia. Chiar dacă conducerea. Va fi 2-0 la hărți, măcar să fie trânse. Și s-au văzut, accelerat. S-au văzut, s-au plăcut. Dar au tras rămâne să își rupă capul. Și a luat frumos de sene, din nou cu double shot acolo, un shot ce a atins ținta. Și a încercat acolo, frumos l-a prins. Da, se pare că deși Stari se mișcă de fapt destul de binișor, DSN este superior cu aim-ul până acum. 6-2 în acest moment pentru DSN și l-a văzut, cred că se duce după el foarte bine, i-a dat un hit. Și frumos din nou DSN acolo. Double shot. Și e deja a preluat un avans destul de considerabil, 8-3. Eu a văzut de unde s-a tras, să vedem dacă o să nimerească cu niște rafale. Din nou a tras anticipat, de data aceasta nu era în zonă. Frumos de tot. Practic intercepție. Nu am văzut hitul. S-a ascuns după perete. Gândim la fel. Și încă frumos. O intercepție incredibilă a lui DSN. I-a dat-o la checkpoint. 10-3 în acest moment.
Stari cred că și-a pierdut un pic din moral pentru că l-a luat un pic cam tare de scenă. Da, parcă nici mai are mișcările lui. Oh, și până la urmă aici, cât putea să mai reziste. Avea doar o lovitură de prins. Incredibil, opa, uite, la spawn aici l-a prins. Încă nu s-au atins. Că tot discutai tu de spawn, se pare că Stari deja îl căuta. Da. Și îl prinde la colț. Îl pune pe coș de nucă, dar incredibil, replică de SN. Și a încercat acolo lovitură, dar nu s-a dus destul în data până de la urmă îl execută. Face fragul și conduce cu scorul de 12-4. Îi mai trebuie. Se pare că vom avea 6 lovituri. O semifinală mai dezechilibrată decât a fost Fertul. Și încă o lovitură de la distanță, foarte bine plasată acolo în Stari și a luat și el una și chiar două. A vrut să mănânce cele două rachete și chiar le-a mâncat. DSN pleacă și el din bază din nou. Și l-a prins pe Stari acolo pe picior greșit. Nu, trage foarte bine DSN până acum. Și sare din jumper în jumper. Vrea ca să vadă unde este adversarul. Tot mai a auzit Iamicu. Oh, destul de aproape a venit acolo racheta mod. A făcut joc de glezne, n-a tras. Oh, a primit un andis de sene acolo. Mai degrabă la glezne, nu chiar. Și e un pic în impas acolo, văd că a luat superioritatea. Când ești în impas, scoți compasul. Când ești în impas, scoți compasul. Și o lovitură din partea lui Stari, 14-8 în acest moment. De data asta nu l-a mai spawnat. Bă, că nu se grăbește DSN. A stat un pic cam mult acolo la spawn. Păi nici n-are de ce, conduce foarte detașat. Având în vedere că deja s-a întâmplat ca Stari odată să-l vâneze la spawn, cred că ar trebui să fie un pic mai atent și să mărească viteza atunci când începe, ca să-și localizeze adversarul. Din nou a încercat acele 3 shoturi. Bătăile astea de la distanță și nu prea au foarte mare. Și acum și-a luat un andin, Stari reușește să revină destul de puternic. Să vedem dacă să ia fragul, pentru că îi mai trebuie o singură lovitură. De când DSN trebuie să dea două în acest moment și se bat în vala, reușește să-i dea una. Și era cât pe aici. Tot pe mâna lui DSN. A intrat așa și reușește DSN să-i dea din apropiere. I-a dat o zmetie peste piept. 16-9 în acest moment. Din nou foarte departe l-a dat pe Stari. Nu cred că mai are cum să revină în acest match. Mai sunt 4 minute. Dar frumos, uite că totuși hituri. Revine 16-10 în acest moment pentru DSN. Îi mai trebuie 3 fraguri lui Stari ca să legaleze. Un pic am greu aici să te bați la copac pentru că nu vezi de unde vine proiectilul, dacă frumos a accelerat acolo DSN. Încearcă așa să dea. Tactica e să arăți cât mai puțin din tine și să anticipezi unde o să se ducă adversarul. Da, și stai, foarte bine a jucat aici de cât mai campat și să tragi după colț, cam așa. Să arăți cât mai puțin din tine și să vezi cât mai mult, pentru că așa reduci riscul de a fi lovit. Și a încercat acolo, dar n-a venit. Un long shot. Frumos a accelerat, dar n-a reușit să și nimerească hiturile. Și a primit acolo una în dinți. Frumos, a încercat să o dea din săritură. Este destul de aproape de victorie. Anticipație. Îi mai trebuie un frag lui DSN ca să câștige prima hartă. Da, este foarte și calm, mai reduce puțin diferență. Este unul lângă celălalt. Stari nu și-a dat seama că tocmai spawnase DSN acolo. Și a sărit în aer, a luat l-a atins, una DSN. Dar totuși să lăsăm pe DSN care mai trebuie un hit. Îi mai trebuie două hituri, două trebuie hituri, să facă fapt, un frag și primul uite, acum mai trebuie un hit. Și să vedem dacă își va adjudeca prima hartă. Și reușește a dat-o la să câștige prima acolo. Hartă. Până acum favoritul nostru reușește să câștige prima hartă. Să vedem dacă... A fost un pic cam strâns așa, cel puțin mult mai strâns decât ne-am fi așteptat la cum a decurs. La cum a început, de fapt. Cum a început, da. A avut o revenire Stari și vedeți și replay-ul ultimul shot atins acolo. Frag. Chiar a fost și frag, dar a fost și shot. Și a început meciul 2. Da. Vă reamintim, DSN conduce cu 1-0 la hărți. Dacă va câștiga și această hartă, se va califica în finală. Se
se bate de la înălțime acolo și se apropie starii din ce în ce mai mult. Dai. S-a băgat acolo la locul morții. Îi plac aceste... frumos, i-a dat un dinț. Vreau să spun că lui DSN-i plac aceste dueluri de la distanță așa, semi. Nici de aproape, nici de la foarte mare distanță. Oh, a sărit acolo starii cam mult. Nu... să vedem. N-a dacă... intrat în calculele lui DSN. A încercat puțin DSN să-i taie calea. Și foarte frumos. Dar între timp i-a dat o rachetă de zile mari. Nici măcar n-a încercat să spameze. Foarte a așteptat până în momentul în care a văzut cam unde o să se poziționeze starii. Și a luat acolo un antins DSN. Foarte greu să ai o predicție de genul acesta când sare cineva. Și foarte frumos acolo un combo dat de DSN. A prezis traiectoria foarte bine și nu a ezitat să tragă. A accelerat, să vedem dacă o să-l găsească. Tocmai trecuse de el. Stari se ascunde, l-a văzut. Și ia să vedem dacă o să înceapă bătălia, pentru că... A dat puțin cu capul. Au cam evitat bătaia amândoi. Da, se pare că Stari încă nu are curaj să vină. Poți să-i mai dea un singur hit lui DSN să facă fragul. Și a fost destul de aproape acolo să nimerească DSN din aer. Da, frumos, a anticipat DSN, dar n-a reușit hitul. Și reușește să dea una și s-ar putea să vedem și pe a doua. Și într-adevăr până la urmă Stari reușește să-l doboare. Este 5 la 2 pentru DSN în acest moment. Din nou foarte departe. Și să vedem, și se întâlnesc una în aer. Din aer a primit, să vedem dacă o să o ia și pe a doua. DSN era prins acolo în acel canion. Canionul morții. Pentru se pare că n-a fost canionul morții. Și foarte frumos Stari reușește să mai reducă din diferență de 5 la 4 în acest moment. Jump shot. Un jump shot. Îi place foarte mult stânca lui DSN. A dat acolo un combo. Încearcă un double. Este nimerit de Stari. Și și-a luat două de fapt în dinți. 6 la 5 în acest moment. Una în măsea, una în dinte. Zici și tu. Stari preia conducerea. Una în molar și una în molar. Una în premolar. Și e foarte frumos acolo DSN reușește să facă frag cu prețul. Da, dar l-a și atins la o lovitură. Foarte echilibrat această a doua hartă. Îl pierde din nou DSN. Oh, a apărut la un moment dat Stari de ne. Oh, i-a dat undeva. Una și știam că va nimeri acest shot. S-a concentrat, da, foarte bine acolo. L-a văzut, dar a vrut să se ducă în altă direcție. Și văd că se apropie acum. Și până la urmă Stari reușește să echilibreze. 8 la 8 în acest moment. Din nou foarte departe combatanții. A fost foarte aproape să accelereze acolo DSN, dar a greșit un pic panta și a luat în dinți aici când a încercat să dea colțul. Aproape că l-a dat la figurat. Se trage, dar văd că DSN banii hopuiește. Din nou încearcă să-l atingă în aer. DSN reușește să evite cumva. Și încearcă să-l prezică și a dat seama că trebuie să se apropie. Reușește chiar să dea și una. Și a fost puțin prins acolo și frumos i-a dat-o la joale acolo. Și Stari conduce cu 10 la 9. La joale i-a dat-o. Stari mai are o serie de lovitură de luat, pe când DSN două. Dar e de ajuns o poziție prostă și poți să dai un combo. Un combo de 2. Din nou fuge Stari. Se întâlnesc. Au dat un pic cam pe lângă amândoi acolo. Da, Stari încearcă și încearcă din aer acolo cu accelerare, dar nu a reușit și până la urmă DSN 10 la 10 și restabilește egalitatea.
Încă n-a spawnat, de-abia acum. A sărit, să vedem dacă o să primească, n-a primit acolo. A fost foarte, totuși aproape. Foarte aproape a fost să le primească. S-a băgat aici la gard. În zona troacei. Și și-a luat acolo foarte bine fiecare cât un hit. Atinge dar, și DSN. Până la urmă DSN preia conducerea cu 12 la 11. Foarte echilibrat acest match. Și a încercat acolo să-l prindă. Se pare că a luat un hit. Prins acolo, nu avea cum să scape. DSN foarte frumos l-a prins acolo în zona spawnului. Conduce cu 14 la 11 și văd că se întâlnesc frumos destul de acolo rapid. A tras, nu l-a ochit, dar a tras foarte bine anticipat. Și intră în el acolo, Stari mai are încă un hit. Era de primit. Foarte aproape. Și să-i... da, DSN reușește să îl domine moral în acest moment, 16 la 11. Da, DSN se apropie de o finală. Și a încercat acolo. I-a mai dat acolo. Stari a mai la primit una. L-a surprins aici, dar n-a putut să-l lovească. Și încearcă în aer acolo Stari, dar nu reușește. Din nou sare. Avem un deja vu până acum. A dat un pic la intercepție, dar a fost cam departe de traiectoria hitbox-ului. Da, nicio șansă să se atingă când sar amândoi. E practic aici după ai putea numi că este schema 4 iulie, cam așa. Și foarte bine a dat acolo Stari un hit. Este 17 la 12 pentru DSN și mai sunt doar 3 minute din joc. Foarte aproape, i-a dat. Și, și DSN 18 la 12 mai trebuie să facă un frag și anume două lovituri. Și se va duce în finală. Asta dacă nu vom vedea vreo revenire miraculoasă a lui Stari. Timp ar mai fi, dar din păcate pentru el este la o singură lovitură distanță de a fi eliminat. Și reușește să-i dea lui DSN acolo, dar... este 19 la 13, un hit mai trebuie să-i administreze lui Stari și finala e a lui. Și da, da DSN ajunge în finală. L-am anticipat și eu pe acest shot. Se pare că n-am avut un 2-1 la hărți, am avut tot un 2-0, dar mult mai echilibrat. Da, mai echilibrat. Așadar, DSN neînvins până acum, ajunge în finală. Să vedem dacă să vedem, nu avem... știu. Da, DSN va juca în finală împotriva lui Gogu Lescovici. Da, oricum, vă zicem, Gogu Lescovici a ajuns în finală. A câștigat cu 2-1, acolo a fost un pic mai strâns meciul. Cocaine, nu l-am văzut pe Cocaine până acum, dar a reușit și el să ia o hartă în semifinală. Deci, primul meci îl vom vedea între Cocaine și Stari. Stari. Va fi finala mică. Să vedem cine va lua locul 3. Cine va pune mâna pe acei 200 de roni. Da. Ei lăsăm să punem mâna și după aia luăm. Da, glumeam. Pentru cei care nu știu, suntem la Shoot Mania. Da? Aici lângă mine este cineva. Și avem și când Shoot Mania. Și avem și când, da? Vedeți? Mă rog, doar unii din noi, pentru că unii au o afinitate pentru culoare verde de pe cromă. Da. Facem scurta pauză și revenim cu finala mică. Peggy 12. Live.